Ieri, polițiștii din Sagna și Bâra au acționat pe raza comunelor pentru prevenirea faptelor antisociale și a activităților ilicite de comerț. Astfel, în urma unui control efectuat la un magazin din satul Căușeni, comuna Boghicea, au identificat 11 pachete de țigări, în jur de 200 de țigarete de proveniență moldovenească, susceptibile a proveni din contrabanda cu țigări. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de colectarea, deținere, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că aceste provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, prevăzute și pedepsite cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi conform articolului 270 din legea 86/2006 privind codul vamal. Cantitatea de țigări a fost ridicată în vederea confiscării și continuării cercetărilor în cauză.